Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Hello Neighbor. A trecut ceva vreme de când am mai zis asta, dar iată că în sfârșit s-a făcut un update la harta aia cu Granny, la modul cu Granny. Și acum avem practic tot ce e în Granny în momentul de față este și în acest mod. Și vreau să vedem dacă reușim să scăpăm din casa vecinului, care de fapt era casa lui Granny. Bănuiesc că vecinul i-a furat casa, bardam. Nu uita să apăsați butonul de like dacă vă place și dacă vreți să mai facem și alte moduri pe Hello Neighbor. Ne dăm aici pe continue și hai să pornim la drum. Deci va fi exact ca în Granny. Totul ar trebui să fie exact la fel. Singura diferență este că ne jucăm Hello Neighbor. Și în loc de vecin, avem o combinație între Granny și vecin. Cred că deja vine... Oh, shit! Aoleo, vecine! Ce faci, nebunule? Asta deja a venit aici, adică... Asta ce are de gând să facă? Sper să plece! Sper să plece în curând. Ia! Ok, știi ce? Nu! A, am vrut să fug! Mamă, ce urât e! Nu mai arată ca vecinul nostru pe care îl știam de mult. Ok. Bă, casa este exact la fel. Hai să căutăm pe aici prin dulapuri, bănuiesc, pentru că asta și făcut și prin Granny, corect? Ok, ok. Oh, shit, vine pe acolo, vine pe ușa aia. Bun. Am găsit o bucată de tort. M-a ascuns sub pat. Și-a dat seama că eram sub pat. Nu cred. Ok. Am făcut o bucată de tort. Cu tortul trebuie să mergem jos aici și să vă arăt care e treaba cu tortul în acest joc. Nu, în Granny nu ai tort, dar în Hello Neighbor trebuie să pui tortul aici. Și ai nevoie de 3 bucăți de tort pentru a primi pușca. Bineînțeles, fiecare item este necesar. Aici avem sauna și da, chiar funcționează sauna. Avem și mașina. Frate, ai tot. Deci ai tot ce este în Granny, a făcut tipul ăsta și aici. Nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi să strângem peste 7000 de like-uri la acest episod. Dacă vă place, încerc să vă aduc niște chestii destul de interesante și niște chestii care sunt așa un piculeț mai diferite, dar totuși care să vă placă. Da, ok, ia să punem noi asta, uite așa, bun. Vecine, lasă-ne în pace. Lasă-ne în pace, vecine, uite, încă o bucată de tort. Bun, hai să ieșim afară. Partea de afară vedeți că este făcută identică, mă, nu știu, nu, habar n-am cum a făcut tipul ăsta acest mod să fie exact la fel. Oulo, vecine, lasă-ne. Singura diferență este că aici poate să te prindă nelimitat, adică dacă e să te prindă de 10 ori, de 10 ori te lasă după aia să mergi normal, adică nu ți se întâmplă absolut nimic. Deci e destul de ok, din punctul ăsta de vedere. Este în regulă. Bun. Să vedem. Mai întâi, oulă, m-am și băguisem puțin. Bun. Hai să vedem noi ce alte iteme mai avem pe aici prin zonă. Am să mă uit, deci acolo nu e nimic. Ia uite ce avem, un pepenaș. Pepenașul trebuie să-l folosim afară. Dar și să mă uit eu pe aici dacă mai avem ceva prin zonă. Ok, aparent aici nu este nimic. Vecinul e exact la ușa aia. Aici este ceva? Ba, aici... Este ceva, dar nu prea reușesc eu să-l văd. Hai că l-am luat. Este vorba despre un cogwheel de ăsta. Bun. Oh-oh, am dat ăla la o parte. Bun, stai. O să mergem noi pe aici. Uite așa. Și vreau să merg afară, dar faza e că am făcut suficient zgomot încât să-l atrag să iasă de aici, din zona asta. Sper să fi plecat. Sper. Vecine? Ok, a plecat. Fiți atenți. Oh, n-a plecat! Oh, shit! Oh-oh! No! Vecine, lasă-ne, că l-am blocat acolo, l-am băguit. Aole, doamne. Bun, hai să vedem ce mai putem noi să facem. Deci am un cogwheel. Bun, suntem în regulă. Vreau să fac puzzle-urile, dar nu prea am cum să le fac, că e el afară. Ui și eu pe aici să văd ce mai găsim. Este și zona de afară, este și zona de sus, toate zonele există. Pe aici e ceva, nu e nimic. Hai să căutăm în sertarele astea de aici, pentru că, având în vedere că domnul vecin nu e acum atent, să mă uit eu peste tot. Acolo trebuia să fie un tablou aparent, dar nu mai e. Și hai să trecem pe aici. Dacă tot nu este atent domnul vecin, hai să trecem noi pe aici și să vedem dacă... uite încă o bucată de tort. Ca să vezi ce chestie. Bam, ia și bucata asta de tort. Avem și ursulețul Slendrinei. Știu că poți să faci și chestia cu Slendrina. Nu știu, nu cred că am să o fac acum neapărat. O să vedem. Dacă vreți, poate o fac în episodul următor. Să văd, dacă văd suficient suport din partea voastră, multe like-uri și chestii de genul ăsta, o să facem data viitoare cu Slendrina, să vedem dacă merge, abar n-am. Bun, și acum avem pușca. Cu pușca trebuie să mergem să luăm șurubelnița. Este exact ca în Granny, adică te joci Hello Neighbor, dar totuși
trebuie să faci aceleași lucruri. Și asta mi se pare destul de amuzant, dacă stai să te gândești. Pentru că, într-un fel, cred că Hello Neighbor a pornit trendul ăsta cu scăpatul din case. Dar, oho, am luat-o. Aoleu, mi-a dat cu o roșie pe față. Ok, aici undeva jos parcă trebuia să deșurubesc, corect? Da, și avem o cheie albastră. Ok, hai să luăm cheia albastră. Șurubelnița, habar n-am unde s-a dus. Dar norocul nostru este că nu mai avem nevoie de șurubelniță între timp. Bun, cheia albastră nu știu exact de la ce e. Cred că e de la seiful ăsta de aici. Hai să vedem. Ok, da, era de la seiful ăsta. Cheia albastră nu mai avem nevoie de ea. Iar aici avem cheia roșie. Cu cheia roșie mergem să deschidem prima chestie de aici. Oh-oh, vecine, lasă-ne. Oh my god, vreau și să... Deci ăsta e master key-ul. Cheia roșie, cel puțin așa cred. N-ai descrieri, cum îți spune la... Cum îți spune la Granny, la fiecare item în parte ce e. Deci cumva trebuie să ghicești. Dar e ok, ne dăm noi seama pe parcurs. Bun, hai să mergem să sparg eu ăsta. Cât nu e la atent și cât nu e la afară. Am să merg, îl punem aici. Și ne-a dat cheia. Vedeți? Ne-a dat o cheie galbenă. Cheia galbenă, dacă nu mă înșel, este cheia de la mașină. Hai să vedem dacă am eu dreptate sau dacă n-am. S-ar putea să am eu dreptate. Da, am avut dreptate. Cheia de la mașină. Aici ne-a dat aia de la fântână. Asta de la fântână. Trebuie să mergem, bineînțeles, la fântână. N-ai unul de altă parte. Mergem la fântână. Folosim ăsta. Și de aici ne luăm ciocanul. Bam, avem ciocanul. Deci cât de șmecher e chestia asta, frate, nu știu, mie nu vine să cred încă că cineva a reușit să facă un mod care, bă, e complet la fel și trebuie să faci chestiile în aceeași ordine și... Sunt surprins, sincer, chiar sunt surprins, dar gen surprins plăcut, știi? Bun, hai să închidem noi ușa, sper să nu vină, iar aici e partea de sus. Aici o să vreau să scot... Trebuie să pot să le scot pe astea, da? Corect? Da, hai că l-am scos. Au picat pe jos alea, că o să am nevoie de ele ca să pot să trec... Și am nevoie și de asta. Hai să văd ce n-am nevoie de aici. Am nevoie de toate. Ciocanul poate, dar nu știu că și ciocanul am nevoie de el. O să trebuiască să ne întoarcem. Hai să văd dacă... Deci o să vreau să scot ăsta. Bun. Oh, mi-a dat cu roșii pe față. Fuck. Nu, sper că nu mă vede aici. Am să las ciocanul aici, momentan. Și vreau să iau pliers. Pliers ai nevoie neapărat, că trebuie să tai cablurile alea. Fuck, cred că e lângă noi în momentul de față. Nu știu sigur, dar bănuiesc că e. Vecine? Stai așa să cobor eu cu astea, mai întâi. Oh, shit, no, m-a prins. Mă gândeam că o să mă prindă la un moment dat, că prea ne-am distrat noi pe aici. Până hai să folosesc ăsta. Oh, ce s-a speriat. S-a uitat la mine. Mi-ai deschis ușa, cum îți permiți? Ceva de genul ăsta a fost fază. Dar nu-i bai, am dat acolo, am deschis. Bun, hai să deschidem și aici. Bam. Trebuie să arunc ăsta că n-am nevoie de el. Mi ocupă spațiu aerian în inventory. Vreau să tai cu pliers-ul. Tai, și perfect. Pliers-ul mai am nevoie. Și acum, tot ce am eu nevoie. Am nevoie de cheia de la Playhouse. Cheia de la Playhouse este sus la ventilator, mai mult ca sigur. Și ca să ajungi sus la ventilator, de fapt stai că tot am nevoie de pliers, că altfel nu am cum să tai cablurile de sus. Ok, bine de știut. Astea două nu le-aș da drumul din mână, că nu știu dacă să am probleme sau nu după aia. Schimb vecinul, s-ar putea... Da, cred că e prin... Da, e în zonă. Vecinul este în zonă. Vreau să trec pe lângă el să nu mă vadă. Bun. Oh, shit. Nu. Poate nu și-a dat seama unde m-am dus. Hai să gândim pozitiv. Corect? Cred că nu și-a dat seama. Bun, și acum... Oh, nu vreau să pic ăsta pe jos. Oh, nu! A picat pe jos. Trebuie să fac cumva... Să trec... Asta. Hai că a mers. Bun, acum tai asta. Oh, cameră. Pleacă camera de aici. Pleacă de aici. Bun, cheia. Am luat cheia de la Playhouse și am în principiu noi putem să... Oulu. În principiu eu pot să mă și arunc de aici. În Hello Neighbor nu mori dacă te arunci de aici. Bun, shit. Ieși afară. Bun, acum avem cheia de la Playhouse. Ah, e după mine. Vecine? Holy shit. Nu cred că poate să vină pe acolo. E nervos.
Nervosule, care ești tu nervos? Problema e că eu am treabă afară acum, dacă v-ați prins. Eu am treabă afară. Încă o chestie. Code. Am nevoie de cod. Deschide ăsta. Codul nu mai am nevoie după ce l-ai folosit odată, e de ajuns. Bam. Deschide ușa de aici. Ah, shit. Bă, de ce își dăm seama asta pe unde mă duc eu? Și mă aruncă cu roșia aia pe față și nu mai văd nimic. Hai că am deschis playhouse-ul măcar. Prietene. Prietene. Închide ușa. Tot mă prinde, a? Ha, stai că s-a blocat. Poate nu, poate nu știe să vină. Ok. Stai așa. Ok, una din ele am folosit-o. Bun. Hai să luăm ăsta. Îi dăm în cap lui vecinul. Iar a doua. Am folosit-o și pe ea. Îi dăm în cap lui vecinul. Și aici este cheia galbenă, bănuiesc. Hai să mă prindă. E mișto că să rămână itemele. Bun, cu această cheie, cred eu că trebuie să luăm de aici această pușcă. Și am de-astea infinite. Da, este destul de ciudat cum am de-alea infinite, dar nu, asta e. Bun, ce mai am de deschis aici? Nu mai am nevoie de deschis nimic. Asta a fost tot. Oh, shit, acum, da. Am uitat faptul că în jocul ăsta, dacă ai obiecte în cale, să zicem aici la ușă, nu ai cum să deschizi ușa. Deci trebuie cumva să eliberezi toate obiectele de aici ca să poți să deschizi ușa, să scapi. Pleacă! Oh my god. Ok, ok. Nu-i bai, nu-i bai. Ah, shit. Ce v-am zis? Ce v-am zis eu vouă? Hai, prinde-mă din nou. N-are nimic. N-are nimic, vecine. E ok. E regulă. Și am scăpat. Și asta a fost modul Granny. Făcut cap-coadă, ca la carte. Tot ce trebuie. Nu are niciun end screen sau ceva de genul ăsta, pentru că nu i-a făcut developerul, bănuiesc, dar da, nu știu dacă mai poți să faci ceva aici. Poți să mai stau puțin așa ca să vedem dacă se mai updatează ceva sau așa, dar bănuiesc că nu. Cred că ăsta este finalul modului în totalitate. Dar da, sunt multe moduri, credeți-mă că avem o grămadă de variante. O să-i dau eu pe quit să ne dea meniu. Da. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, aștept sugestii de la voi dacă vreți să mai continuăm cu această serie de Hello Neighbor pe partea de moduri, pentru că jocul principal l-am terminat. Dacă nu l-ați văzut, căutați pe canal Hello Neighbor și îl veți găsi cu siguranță, a fost unul din cele mai populare jocuri și chiar unul din cele mai populare livestream-uri pe care le-am făcut vreodată. Și ne auzim data viitoare, pa, pa!